Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Trek to Yomi. Ultima dată când ne-am întâlnit oameni buni, e bine, am încercat să ne salvăm orașul, satul, ascuns între buruieni sau ceva, dar aparent lucrurile nu prea au mers, pentru că din păcate, cum se zice, din păcate băieții noștri au fost cam nimiciți, au fost și păcăliți și ne-am întâlnit și cu șeful acestei grupări de bandiți, care aparent e vechiul nostru prieten din intro. Cel care i-am tăiat nasul și l-am făcut transuat în craniu roșu din Captain America. Iar acum văd că urmărim pe Aiko, care cumva e într-un vis aici sau nu știu ce Dumnezeu se petrece. Cred că suntem în purgatoriu. 100% suntem într-un purgatoriu ceva. Mi-a asta mi-e grabă un purgator aici. Oh, dar ori mai fac ăștia? Chiar ăsta la maxim. Noi nici nu folosim muniția asta, frate. Adică suntem... suntem cei mai gârlă dintre toți. Tainted. Nu știu deja tainted? Sea cancers, opa. Blight, uite e Gollum, frate! S-au bata tata, l-au băgat pe Gollum din Lord of the Rings aici. Ia zi, frate! Where the nanny the fuck e inelul, vere? Zi unde e inelul? What the fuck? Am dat 7 atacuri în el. Why the capul tău, dar rezistă? Ok, am început să-și devină mai puternici. Onicianule! Unde ai ascuns inelul, Onicianule? Ok, deci e clar aici un fel de purgatoriu spre iad sau ceva. Iar zombalicea mănâncă mințile oamenilor, din ce zice domnul nostru. Oh, fuck! Jap! Ah! Asta nu prea merge să-i fac combo de ăla de multe. Că-s prea de tot. E acolo e save point-ul. Nu, dar chiar că am ajuns undeva super dubios acum. Niște cuțite aici pe care oricum nu le putem lua. Du, trebuie să folosesc cuțitele astea. Ia stai să le echipez. Să le folosim totuși dacă le avem. Dă-le în bananiera mea. Al dracu, Aiko, frate. Hua, hua, hua. Dude, puteam să jur că-l omor. Da, pare nu-l nimerisem. Oh! Cine-i ăsta? Omoi-chigai-de-gozaro. Fuck, că asta e un fel de om care a murit ca mine aici. Morind sau care e într-un stadiu de-asta de moarte, miu. Dead. Heavy thrust. Stai. Forward. Oh, ok. Da, aia nu e mișcare care mă tentează atât de tare. Tot aia l-altă îmi place cu tăietura în sus. Ah. Șapa mamilor. Dude, îmi place animația asta așa cum dă swipe în sus cu sabia. Mi se pare foarte badass, nu știu acum de voi ce ziceți, dar mi se pare foarte mișto. Ok, faceți loc aici. Hello? Cazul că cineva pe acolo s-a ceva folositorul, dar un simplu collectable acolo, nimic special. Nada special. Ia uite-i vere. Ia. Bun. Dude, deci trebuie să ții minte că poți da maxim două atacuri.
Se mereu o să ataci. Doamne, nu zic că ne bate cu un Paiang în gigantic. Pare că o să ne bate cu un Paiang în gigantic și nu-mi place ideea. Chiar nu e opțiune deloc. Ok, ce asta? Maximum ammunition. Avem și destul. A, păi am ratat upgrade-ul de săgeți. Stărea rămură? Sunt schelete cu armură? Dă cu capul! Băi, dă capul tău, ce? Light stunning combination, mamă, multe. Că am nevoie neapărat să ajunge la un save point. Avem 3 hituri și o idee. Ia uite-o pe Aiko. No. Oh, are impostor ce acolo. Oh, ce e asta? Oh, ca să-i inund pe băieți. Lejer. Ce să mai... Mamă, stai că la elita-i bușteană meu. Cum să scap de o luptă... Pe care n-ar trebui neapărat să o faci, știi? Lejer. Bă, dar ce fac? Dă-te mă jos. Că-s omul Paiang, îmi te sui acum pe orice prostie. Cine mă, că nu mai e nimeni în viață, am căpăcit pe toți. A, deci poți să te uiți să leacă și în stânga și în dreapta în zone, că poți să găsești și tot felul de metode de a... de a distruge inamicii fără să-ți bați capul prea tare. Am văzut că era și o scară sus, dar nu cred că ducea undeva special. Dude, ce să le-a în perete? În perete, în copac? Bă, mă atac aia din copac, ești cu capul? Dude, mi-a dat aia în copac o tonă, what the fuck e eu? Stai așa. Nu că o să vă duc sus acum, cred că era ceva sus ce puteam folosi. Sincer. Sincer cred că era sus ceva ce puteam folosi. Stai așa că acum să... Nu că-s curios, sunt mega curios. Să mă bată copiii aia mici ce a fost acolo, frate. Ok, deci astea rămân colecționate. Stai așa că aici cred că e vreo treabă. Bun. Ah, stamina. Bă, nu era nici o stamina în plus, dar totuși ce cu oul alea gigantice cu picioare? Ok, stai așa. Bă, eu cred că mă lovește apa. Bun, bun, bun. Ok, nu mă lovește apa. Bun. Ok, și cred că trebuie să atacăm acum chestia aia din copaci. Ok, da, deci dau o grămadă. Mamă, dar ce e aici, gelule? Că nu e ok. Ce sălea? Frate, a luat joc o întorsătură nu foarte ok. Ce se petrece? Arrows collected. Opa! Follow the Bushido way. Stilul Bushido. Ha? Poate că am omorât inocenți. Ha? Păi cine a omorât asta, frate? Cred că pur și simplu ei văd pe cu totul altcineva aici, că e un fel de purgatoriu, știi? De-aia zic, din cauza că aici e un fel de purgatoriu, ăștia tot văd altceva. Opa. Ce cu fățăul acolo? Și e emoji-ul ăla cu capul de tiki. Cred că mulți dintre voi și folosiți în diverse conversații sau diverse circumstanțe. Oh,
Nice. Mama ei de treabă. Stai, cred că e ceva aici, stai două secunde, cred că e ceva aici. Trebuie să fie ceva folositor, mamă, dar mi se pare că nu ducem super departe. Au, e un checkpoint. Nu decât nimic. Să fie o rută alternativă sau să fie pentru niște upgrade-uri? Pare a fi și pentru, doar pur și simplu pentru niște upgrade-uri. Acum s-ar putea să o înșel, dar nu e o posibilitate. Ok, cu naiuri. Ok, deci da, mare parte doar pentru niște upgrade-uri. Și mi-am crescut stamina. Bă, măcar putem ataca mai mult acum, adică n-am nici ce să mă plâng. Plus că am luat și un check pe mai aproape de tot, deci a meritat, putem spune că a meritat această scurtă derută. What the fuck, dude, cred că ne bată cu vreun păiangă boss, altfel nu-mi explic ce-i cu urțenile alea. Și chiar nu-mi explic ce oh god. Bă, stai mă că o împinge ăsta în pereți. Aolo, nu, stai așa. Că vreau să trec turbo pe acolo. Oh, dar poți să ataci. Aolo, ce capete îmi dă. Nice. Când sunt la același nivel, da, pot să... Poți să le faci un altă. Ce zice stau aici? Da, sunt samurai. わかっておる。わしらも皆道をなくした。なんと。村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。進むのじゃ、武士よ。 Da, așa vorbesc nonsensuri. Clar zici fan tome care pur și simplu vorbesc nonsensuri. Iar noi fiind în sistemul de purgatoriu, vă dați seama că suntem mai conștienți, parcă. ニドはないぞくよ。頼む。拙者も主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物。貴様は全てを奪った。拙者のうち同志。今よくわかった。貴様の忍びが。 Deci toată lumea mă confundă cu un bandit, nu știu de ce. Vreun light motiv de ăsta așa nebunatic, care eu nu știu. Gata, s-a dus. Nu știu dacă era vreo opțiune de a-i menține în viață. Ok, aici nici nu poți ataca, deci trebuie să te miști repede. Săgeți. O, da. Sunt 11.000 de drumuri, nici nu știi pe unde să o iei, nici nu știi. Ți-alea că e nervant, că nu-ți dai seama care e drum principal și care e extra și te duci pe care ție ți se pare extra, că dacă are de fapt e principal, știi? E un întreg cluster fac de lucruri. Bine, nu e ca și cum chiar mai am nevoie de mici mari upgrade-uri dacă e să o întreb pe mine. Cam ăsta e unul din motivele pentru care nu prea explorez foarte tare, că nu mi se pare că ai nevoie de cine știe ce upgrade-uri. Pentru dacă am observat până acum, ne descurcăm relativ destul de bine. Iar HP-ul pe care îl avem e mai mult decât ok. Asta dacă nu vine ceva vreodată care ne dă mai mult de două cuburi de alea. De oricum fiecare mișcare se poate și învăța. Uite pe Aiko. Stai așa, e cu cam ceva de rezolvat. Și cu ăla în barcă. Uite, mai multă stamina, bă. Hai zic că-ți mai trebuie upgrade-ul, frate, ce să mai... Încă unul. Are o pușcă. De ce îl las să încarce? Ne așteptam să mă după el să-l capsez. Sau cred că e cinematic ca să văd cum moare? Ok, a tras cumva prin mine. Range attack. Oh, am luat pușca.
Oh, nice! Maximum ammunition increased. La checkpoint-ul. Mai e ceva pe aici. Oh. Barca time. Deci care e ideea, dude? Eu vreau să văd dacă mi-explică care e faza, dacă e vorba de... de vreun purgatoriu sau ceva. Ce barcă la... ce barcă degeaba a găsit și ăsta? Damn, ce mișto arată! Ok. S-are curios dacă, dacă chiar o să ne batem și cu vreo creatură nebună sau ceva. Saredo. Onushi ga kirareta no Kamikawa mura de mita hazu. Sonata ga ikite oru to shitte oreba. Onushi, ware ra o mishite yotte. Au ăsta sunt samurai din, din orașul lui și cred că au fost trădați. Oh shit. Asta o să fie o leacă. Așa știu scheme! Așa știu scheme! Du, dar nu-i corect, eu îl finisez pe unul și vine celălalt să mă apuce de... de mai zic eu ce... pirar. Chiar două atacuri. Ok, am încercat ceva. Ok. Dude, sunt prea mulți. Gen no cap. Nice. Oh fuck. Hai că nu mai la 7000 de chestii în cap. Dude! Despamez tap-ul ăla fix când atacă de mă... de mă... uai leu. Ok, one shot. Bă, dar ăștia te atacă continuu, ce tu... Holy shit, man. Holy, dude. Oh my god. Dude, dar nu mi se întoarce căcatul. Ok. Aia a fost un fail oricum. Stai așa, stai așa, stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. Ok. Lasă aia! Ok. Oh my god! Dude, e atât de greu, what the fuck? Dude, nici n-am pus să ataci-și cu capul. Băi,
Băi, what the f- Ok, triple kill. Nu, da, aaa, se mă nervează că e un buton special ca să te întorci de vomit. Oh my god, ok, gata. Dacă mai greșesc că asta va trebui să vă opresc să urmăriți suferința mea. Ok. Ok, și am dreptate, sunt prietenii noștri. Mai ales câte încercări. Trebuie să-mi stați comentarii câte încercări mi-a luat. Holy shit, dude, aia a fost brutală. Ia-o lui iară Gollum. Shit. Dude, eu mereu am senzația că-i dau, că-i omor, dar de fapt nu-i omor. Am fost primul. Nice. Tule, mama lor, bă, dar sunt mai periculoși decât credeam. Fără nicio glumă. O, măcar se înfruptă bine băieții mei pe acolo din ce văd. Cât de creepy e locul ăsta dintr-o dată, ce Dumnezeu. Boșuri can capacity increase, asta e super bine. Stamina iar a crescut, deci putem să alergăm să facem mai multe atacuri, iarăși e super bine. Dar să mă bată aia mici două, e... E o leacă de muncă. Nu pot! Gata, mă! Păi, trebuie să am grijă și la ouăle astea că-s crimă. Să mă bată aia, micie! Da, mă, jos, unde te duci? Vreau să iau ăsta de aici ce vorbești. Dar, boys, o să continuăm explorarea acestei zone super dubioase data viitoare. Știți foarte bine ce ai făcut, oameni, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim în episodul următor când o să vedem dacă suntem în purgatoriu sau unde Dumnezeu ne aflăm, de sunt monștri și oameni pe care îi cunoaștem care ne atacă. Dar da, ne auzi data viitoare. Pa!